La stil de succes, Elida Toma a venit cu încă un invitat special, ce a făcut furor și pe afară și ne arată ținutele pregătite și pentru la noi aici. Bună dimineața, fetelor! Bună dimineața, Dani! Neața tuturor! Vorbim astăzi, Dani, despre haine care se transformă. M-am gândit să abordăm acest subiect pentru că toți ne confruntăm cu aceeași problemă, lipsa timpului. Așa că vom vedea astăzi cum o ținută de zi, o ținută casual, devine o ținută de seară, folosind aceleași piese, poate și puțină imaginație, să o transformăm total. Florentina, invitata de astăzi, realizează astfel de haine încă din 2007. Le-a lansat la Paris, acolo și-a lansat și propriul brand. Și pentru că a avut mare succes cu ele, a pătruns pe foarte multe piețe externe. Ea realizează astfel de haine versatile, așa cum spuneam, și practic e foarte important să avem în garderobă câteva de astfel de itemuri să ne ajute pentru perioada când nu avem suficient timp să ne pregătim. Să rămână, Florentina, bine ai venit pe la Bună, noi. Bună, mă bucur că v-am găsit. Bună, Elida. Să ne spui ce ne-a adus, că imediat o să intre manechinele noastre și o să dezvoltăm un pic. Ce ne-a adus? V-am adus Lolita, noua mea colecție. Este o colecție actuală, este o colecție care surprinde prin multe asimetrii, prin multe simboluri. Sper să le regăsiți și să le recunoașteți. Și fiecare ținută are o poveste, în primul rând. Abia transmite ceva. Abia aștept să aflu. Michi, să dăm drumul la treabă, să vedem ce ne-au pregătit și fetele noastre, manechine. Iată primul manechin, doamnelor și domnilor. În afară de înălțime, de manechin n-are nimic. N-are nimic. Puberu va realiza și fotografii, ce la un moment dat vor fi și publicate. Ce avem aici? Sacoul asimetric. Sacoul pe care l-am împrumutat de la bărbați și îl folosim cu mare drag de multă vreme. E jumate redingotă, dăm voie să spui? Te rog, poți să spui, jumate, da. Jumate sacou, jumate redingotă. Jumătate sacou, jumătate redingotă. Îmi plac mult redingotele, să știi, parcă aduc încă o stea la ceea ce uite, porți. Cu ocazia asta îți promit că o să-ți creez o redingotă special pentru tine. Te rog, vreau să par super erou. Putem purta cu pantalon sacoul ăsta, dar se poate purta și cu altceva, bănuiesc? Cu siguranță, poate fi purtat peste o rochie, poate fi purtat chiar și casual, cu denim, îl recomand cu mare drag, dar în același timp, el se poate transforma, poate fi folosit pentru o ținută de seară, dar și de zi, așa cum spunea și Elida. De zi, dacă vorbim despre o întâlnire de business, de exemplu, putem merge așa, sau de seară, la un eveniment, o cină, sau chiar un eveniment de covoroșu, dacă nu vrem neapărat să punem o rochie lungă cu trenă. Îmi place că folosești culori, Florentina. Am văzut foarte mult negru în ultima perioadă. Of, să știi că e o mare tendință. Doamnele noastre au o obsesie pentru negru și încerc să schimb pe cât posibil, cu toate că am și eu în colecție, toate că sunt îmbrăcată și eu în negru. Da, corect. Ce avem aici? Da, aici avem pielea ecologică combinată cu catifeaua. În același timp și franjurii care dau o anumită feminitate acelui sacou. Și în același timp, la fel ca și cealaltă ținută, poate fi transformată. Pantalonii pot fi folosiți cu o cămașă extraordinară, poate cu câteva paiete, pentru a se transforma într-o ținută de seară. Iar sacoul, la fel, cu o fustă. Ar merge, ar merge și cu siguranță. Am înțeles. Putem merge mai departe. Mulțumim, Amalia. Nu știu, știu atât de multe lucruri în ultima perioadă despre hăinuțe încât simt că îmi cresc ovare. Uite că a plecat Aurica, îl trimiteam până la farmacie. Ce avem aici? E onzi? E dintr-o bucată? Este o salopetă, da. Ok. O salopetă, o combinație de stofă cu blană artificială. Care la fel păstrează culorile toamnei, păstrează, ea merge toamnei în această direcție, în culorile toamnei, dar și în non-culori, alb, negru, și culorile acestea ale pământului. Am văzut acest verde închis, am văzut și acel. Noi zicem bordo, să știi. Acel bordo. Hai să-i spunem bordo. Hai să nu ne certăm pe culori, Eli. Dacă noi bărbații vedem cinci oricum.
O avem și pe Ramona, care este și ea tot dintr-o bucată. Ați văzut la ea întoarcerile. Ea nu se poate întoarce. Ea a fost și Miss Slobozia, să știi, Florentina. Ah, și da, dacă vrei poți să o iei la prezentare. Ea nu se poate doar întoarce. Ea odată când îi dă un șfung, ia uite, să n-ai prezentări în locuri cu fețe de masă, că le ia și oamenilor farfurile de pe masă. Mergem mai departe, ce avem aici. O rochie midi. O rochie midi. Cu o inserție de catifea în zona bustului. Tu mergi foarte mult pe geometrie, pe linii, da. Și multe asimetrii. Și asimetrii, da. Domolesc liniile geometrice cu cele curbe și așa mai departe. E o adevărată poveste. Fiecare ținută, cum v-am zis, e foarte importantă pentru mine și vreau să transmită. Asta este o rochie midi. Da. Ok, am crezut că doar scoicile sunt midi. Deci avem mini. Mini, midi, avem mini și maxi. Avem... Și maxi. Exact. Am înțeles. Îmi place că este o rochie cu minte. Poți merge cu ea lejer la o discuție cu bordul director și să nu se supere directorii că îi hărțuiești. Da, dar poți să fii și foarte agresivă în aceeași rochie. Puneți niște bocanci și o geacă de piele și se schimbă totul. Iată, uite că mi-ai dat o idee. Am să o port cu bocanci. Mulțumim. Mai glumim și noi ca fetele. Hai să vedem ce ne-a mai adus Florentina. În spate se întâmplă și schimbul de manechine. Opa. Același sacou reinterpretat, adus ca și linie în zona feminină, cu inserții de piele de data aceasta. Da, inserțiile sunt din piele. Am nevoie de ore din got, acum n-am dat seama. Să impun mai mult respect pe la evenimente. Am văzut că pe la evenimente pe unde merg până și barmanii mă iau la mișto. Și de-aia am nevoie de ore din gotă, mi-am dat seama. Ok, s-a rezolvat. Ținutele impun, Elida, și respect. Adică din start eticheta se schimbă. Dacă ai știut ce să pui pe tine la o discuție sau chiar la o petrecere, te rog să mă contrazici dacă este cazul. E important să ne alegem cu ce ne îmbrăcăm și să nu fim doar în zona pe care o vedem acum în Monden. Eu m-am îmbrăcat așa pentru că așa mă simt confortabil. Nu, Dani, hainele trebuie să ne reprezinte 100%. Ceea ce alegem să purtăm trebuie să rezoneze practic cu noi. Dacă o anumită ținută simțim că nu e a noastră sau nu mă face să mă simt eu, nu are sens să o aleg și nu are sens să o port vreodată. Decât să stai la eveniment cu un băț, mă scuzați, numai pentru că simți că nu ești de acolo, mai bine faci o schimbare. Tot pe cuminte avem și aici. Nu știu dacă e chiar atât de cuminte. Nu, aici vorbeam de Ramona, te rog să-mi spui de rochie. Am scuze. Te ascultă, Florentina. Această rochie are și ea asimetria specifică mie. Este o rochie cu o poveste deosebită. Nu pot să vă spun povestea pentru că ar dura foarte mult. Și este pentru o femeie puternică. Este pentru o femeie care îți dă voie să alegi și te forțează într-un fel sau altul să decizi dacă oferi sau primești. Este o rochie care îți îmbracă inima. Mulțumim tare mult pentru stilul de succes de joia asta, Elida, Florentina. A fost o plăcere să vedem și haine normale. Elida.